Salut cu pacea lui Iisus și Dumnezeu să fie în mijlocul nostru, în mintea, în inima și în adunarea noastră. Mulțumim Dumnezeu că ne-a mai păstrat încă o săptămână care a trecut în viața noastră și din nou ne vedem în locașul menționat. Primul verset care vreau să-l amintesc, care e valabil, a fost și este și va fi la sfârșit, este Apocalipsa 14:7, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De ce acest verset? Din punct de vedere, să zicem, omenește, atâta vreme când noi nu avem temere de Dumnezeu, indiferent ce om, ce religie are, dacă nu are temele de Dumnezeu, face multe nenorociri. Pentru că aici, pe Pământ, este Dumnezeu și Satana. Și mai departe vreau să mergem ne spune în Geneza 35:1-4 Domnul se arată lui Iacob și îi spune urcă-te la Betel și acolo să rămâi și să ridici un altar. Asta a fost cuvântul Domnului în primul verset de 35. Al doilea verset a avut și ceva ca și Iacob ceva de făcut. Care știe ce a avut Iacob de făcut? Partea lui. Domnul i-a spus urcă-te la Betel și acolo vezi din altar și pe orice jertfă. Al doilea verset, ce credeți că a trebuit să facă Iacob? A trebuit să facă și el ceva. Așa cum noi suntem datori să facem ceva față de Dumnezeu, nu numai Dumnezeu a fost dator să dea pe Iisus la moarte pentru ca să ne salveze pe noi. Avem și noi ceva de făcut. Și asta, acest ceva de făcut este din familie. Nu e din biserică, e din familie. O iei din familie, ajunge în biserică și așa mai departe, în societate. Ce credeți că a avut de făcut Iacob? Zice că a spus casei lui, scoateți Dumnezeii străini. Înseamnă că ți-a dat la număr, nu mai ți-a examinte, că ți-a dat el în custodia lui. Zice, fiecare a scos aceste cercei, aceste obiecte de aur care le-a dat atunci și i-a dat lui Iacob și Iacob le-a îngropat. Și atunci s-a urcat la Betel și a țintit un altar în numele Domnului și a adus jertfă. Și în contrast, mai este încă un bărbat. Dacă ne gândim, nu e păgân nici ăsta. Deci știm istoria lui Iacob, că Iacob când a plecat, zice, eu sunt Dumnezeu acela care, când fugeai tu de fratele tău Esau, eu te-am ajutat. Și atunci i-a dat această poruncă să strige la Iveta și să arătă jertfă. Mai departe spune în Deuteronom, în Exod. Aici a fost în Geneza 35, în Exodul 32:2-8. Aici e povestea despre Aron. Și acest om al lui Dumnezeu, care era mare preot în vremea aceea, așa mi-aduc aminte că era preot, nu? Ce ziceți? Era sau nu era? El face tot la fel. Forțat. Dar și totodată și laș. A zis aia, aduceți încoace obiectele de aur. Tot ce a avut ei, poporul acesta care l-a împins, până la urmă și cu voia lui.
l-a prins să facă lucrul acesta. Și zice, strânge aurul și nu mai face ca Iacob. Deci vedem că Iacob a avut ceva de făcut. Deci Domnul i-a spus, fă asta în primul verset, te vei sui la Betel și vei ridica un altar Domnului. Și din partea lui a contribuit. A spus familiei, scoateți Dumnezei străini. Ca jertfa aceea după la Betel să fie primită. Dar vedem că Aron, în contrast, strânge aurul și ce face cu el? Ce poate să mai facă? După ce face strânge aurul, un mare păcat, o mare apostazie, ce vițelul de aur. Și zice mai departe, zice, în Deuteronom, zice Moise insistă ca să intre în țara făgăduită. Exact cântarea a fost inspirată și dacă o căutam, poate nu era așa potrivită. Deci aici titlul zice țara unde curge lapte și miere. După Exodul 3:8. Această țară măreață, această țară făgăduită, ce ziceți? Câte mii de oameni a trebuit să moară din țara asta ca poporul acesta al lui Dumnezeu să ocupe locurile lor, să ocupe cetății lor, să ocupe vinii lor și așa mai departe. A trebuit să moară mii, nu spune Scriptura câte mii, locuia în vremea aceea pe acolo, în ținutul ăla, dar s-a întâmplat lucrul acesta. Deci, revenim la Aron, mai departe spune așa, zice, din Patriarhi și Profeți 316, poporul dorea o imagine, un chip, care să reprezinte pe Dumnezeu. Deci, în general, astăzi, bisericii, popoarele, vrea lucrul acesta. Vrea ca să aibă un Dumnezeu. Că de ce a fost Aron forțat? Ce a spus Aron? Omul acela care n-a scos din Egipt, Moise, nu mai bine, nu știu ce s-a făcut. Dar totuși avea o mărturie care își aduce aminte ce semn avea invizibil în fața ochilor. N-a venit Moise, nu mai vedea pe Moise, dar totuși avea ceva pământ de sus, unde Moise s-a dus. Deci norul acela care plana acolo nu era deplasat. Și totuși, în cele de urmă, știm istoria, vreau numai să le reamintesc, adică diferența de la acești doi bărbați se închina la același Dumnezeu. Deci poporul vrea ceva vizibil. Dacă ne amintim ce îi spune Mântuitorul femeii samaritene, voi vă închinați la ce vedeți. Iar noi ne închinăm la ce credem sau ce nu se vede. Deci era o diferență de închinare. Mai departe spune așa, o nebunie oarbă, nerațională, puse stăpânire pe mulțime. A fost unii care au rămas credincioși. Câțiva care au întrăznit să spună a face un chip este o idolatrie, au fost tratați brutal și și-a pierdut viața. Ne-am gândit vreodată la lucrul acesta, să vii în biserică, să spui adevărul și până la urmă se întâmplă ca și cu Ștefan. Deci, aceștia care au trăit să spună adevărul, să spună că a face un chip idolatrie și a pierdut viața, a fost tratat cu brutalitate. Acum ne gândim, poporul acesta era un popor de triburi, era triburi sălbatice, trăise în Egipt, ajunsese să se închine la idol, la idolii Egiptului. Și oricum, deși Dumnezeu îi conducea în stâlp de roșu, în stâlp de foc, totuși, iată, necredința a pus stăpâniri pe ei. Mulțimea aceasta care a făcut orice preț,
fără un Dumnezeu cu Moise, nu mai știm de el. Deci oamenii ăștia și-au pierdut viața din cauza că a spus un adevăr. Ne spune în Ezechiel 3:27, cine vrea să asculte, întotdeauna a fost valabil. Cine vrea să asculte, să asculte, spune Ezechiel. Cine nu vrea, să ne asculte. Deci așa s-a perindat și s-a petrecut în toate vremurile. Mai mare poporul iudeu, dacă ne gândim bine, de ce au mult Hristos? De ce au mult prorocii? De ce au mult pe Ștefan și mai mulți alții? Din cauza că aceștia le spuneau un adevăr. Aici ne spune, mai departe, zice, trecuseră câteva zile de când făcuse legământ cu Domnul. Și să pună întrebarea, că Scriptura așa declară, că mulțimea pestriță e vinovată de apostazie. Acum să judecăm și noi, e adevărat sau nu e adevărat? Hai să ne gândim astăzi la noi. Familii născute de tată în fiu în biserica adventă reformă. Și să zic, eu am venit de lume. Înseamnă că mă încadrez în această spiță de neam, de striz, nu? Indiferent. Toți acei care nu ascultă Dumnezeu, indiferent că e a patra, a cincea generație născută în biserică, nu ascultăm de Dumnezeu, aici ne încadrăm. Și să mai departe spune așa. Aaron, întrebat, ce ți-a făcut poporul acesta de a adus un păcat așa de mare peste el? Moise l-a întrebat pe Aaron. Mai departe, Aaron, știți ce a zis? Sau a crezut? Ei a spus lui Moise, aurul acesta l-am aruncat în foc și Dumnezeu a făcut o minune. Și mă gândeam la asemenea lucruri. Dumnezeu a spus, când v-a dat legea aceasta pe munte, n-ați văzut niciun chip? Nici pe Dumnezeu nu l-a văzut evrei cum arată ca Dumnezeu. Ca neapărat să-și facă o înfățișare. Uite, cam așa apare Dumnezeu, așa cum e în bisericii catolică, ortodoxă. Face acolo un chip, ăsta e Dumnezeu. Imaginație, adică. Nu că e adevărat așa. Pentru că poporul acesta i-a spus, în Deuteronom a spus, n-ați văzut niciun chip, n-ați văzut nimic. După ce asemănați, face după zei Egiptului, atât. Mai departe spune așa, dar e o întrebare. Bună, mai departe aici, ia să vedem. Așa. Mai departe spune așa, dintre toate păcatele pe care Dumnezeu le va pedepsi, este păcatul cel care încurajează pe alții să facă rău. Adică fragmentul e complet așa, spicuial. Deci cel mai grav păcat, acolo spune, este păcatul care eu te învăț pe tine să faci un rău. Așa cum s-a întâmplat cu acest popor. Deci, după făgăduință, acest popor i-a spus, dacă vei asculta de legile Domnului Dumnezeu tău, vei fi fericit și vei fi cap și mucoadă și te voi duce într-o țară necurge lapte și miere. Dacă poporul acesta, dacă ne gândim bine, pentru ca să intre tot într-un pământ,
N-am fost în Israel să vedem, dar nu cred că e atât de... E frumos, să zicem, ca ținut, nu știu. Nu-mi imaginez ca cum e. Ca să curgă lapte și miere așa de munți, iar nu cred. Dar asta a fost făgăduința lui Dumnezeu. Pentru că zicea că muncea puțin și rodea foarte mult pământul. Era o cuvântare la Dumnezeu. Dar iată, vrednicia lor nu s-a dovedit. Asta înseamnă trădare. Trădare față de Dumnezeu. A ajunge să nu asculți de Dumnezeu este o trădare. Deci păcatul care cel mai grav în fața lui Dumnezeu este ca să încurajezi pe cineva să facă rău. Mai departe așa, spune așa în 323, tot în Patriarhii Profeți, Moise a spus poporului, cine este pentru Domnul să vină la mine? Cine a trecut la dreapta? A spus, cine a trecut la dreapta, cine a trecut la stânga? Deci, oamenii aceștia care n-au participat la această idolatrie, a trecut la dreapta. Cei care a participat la idolatrie și a recunoscut vina, a trecut la stânga. Acum, din aceste două clase, care a pus una pe armă, pe sabie? Și fraților, acolo a fost mamă, a fost fiică, a fost fiu, a fost tată, nevastă și așa mai departe. Să nu credem că e chiar simplu și ușor. Și cât a trebuit să moară, cât a murit? Deci Domnul a spus și de la dreapta încinde sabia și ochiul vostru să fie fără milă. M-am gândit așa, după mintea noastră, și după dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu, ia uite bă, ce criminali au fost ăștia. Dar asta este pentru noi tot simbolice, pentru că noi nu mai avem dreptul. De atunci când Mântuitorul i-a spus Petru, bagă sabia în teacă, noi nu mai avem dreptul să dăm cu sabia, să ne omorăm. Noi avem dreptul să iubim pe vrăjmașii noștri. Dacă nu vom ajunge acolo, zice că Iov s-a rugat pentru vrăjmașii lui și a căpătat biruința. Dacă nu vom ajunge acolo, nu știu unde vom ajunge. Întrebarea e așa. 32:28 Exodul zice, aproape 3.000 a trebuit să moară pentru un singur om. Pentru un singur om. Omul acesta care Dumnezeu l-a folosit în Egipt ca și gură pentru Moise, a văzut cu ochii lui atâtea minuni. Totuși, nu s-a îndoctrinat credința sau temerea de Dumnezeu cu el. Și a putut să fie atât de slab în fața unui popor, cum se întâmplă și astăzi, compromis. Compromisul nu duce numai la ruină. Și întrebarea e așa. Dacă acești 3.000 care au murit putea să fie salvați, ce ziceți? Avea posibilitatea să fie și salvați sau nu? Deci așa cum cei care și-a recunoscut vina și s-a pocăit și-a recunoscut pe Dumnezeu, așa și acești 3.000 putea să fie salvați. Dar cartea spune mai departe că Dumnezeu a îngăduit totuși ca să se omoare. Că așa s-a ridicat multe semne de întrebare. Ce Dumnezeu poate să fie acesta atât de tiran sau crud?
dar Dumnezeu a avut dreptate. Și astăzi se îndreaptă către noi. Aceste lucruri, aceste idolatrii, aceste obiecte care l-a distanțat pe om de Dumnezeu, astăzi, de exemplu, oamenii neapărat trebuie să aibă ceva în față, care nu v-ați închinat la idol, nu știți. Dar eu m-am închinat și știu. Așa credeam, că așa e bine, nu? Dar Dumnezeu vedeți că privește la inima omului și pe mulți îi scoate de acolo, din mijlocul idolilor. Și ne face cunoscut adevărata cale, adevărata închinare. Vreau să citesc ceva din 1 Ioan 5. Oricine crede în Iisus este... Iisus este Hristosul, este născut în Dumnezeu. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, din aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. E adevărat? Lucrul acesta ne aparține nouă. Deci cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă așa trebuie să fie. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceasta că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. 10 porunci. Câte porunci avea Aron, când a făcut vițelul de aur? Cine știe? Câte porunci avea el? Ca să zic că nu fac pe aia, nu fac pe aia, nu fac pe aia. Câte porunci avea? N-avea nicio poruncă. Pentru că încă legea nu era dată. Nu avea nicio poruncă atunci. Deci Moise era încă pe munte și Aron era la poalele muntelui și a făcut un Dumnezeu. După Dumnezeii Egiptului. Uite Dumnezeul tău. Mâine e o sărbătoare în cinstea Domnului. Hai să revenim la noi, cu atâta cunoștință, cu atâta scrieri. 10 porunci. Mare lucru, 10 porunci. Ce e? Aceste 10 porunci salvează lumea de la pire. Aceste, de exemplu, Apocalipsa 14 cu 7 nu e o poruncă. Teme-te de Dumnezeu, nu? N-am găsit pe poruncă. Deci teme-te de Dumnezeu și dați-i slavă. Faptul că eu nu mă tem de Dumnezeu, normal că nu-i dau nici slavă. Și parcă aici, dacă nu ne încadrăm aici, unde ne spune Ioan, nu e Dumnezeu de bine. Deci, încă o dată mai repet acest verset. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu. Să ne întrebăm dacă iubim pe copiii Dumnezeu, noi, ca frați. Măcar până acum, măcar de aici încolo,
să ne trezim când încă nu este prea târziu. Zice că cine zice că iubește și ne păzește, e un fals. E un mincinos. Cum poți tu să iubești pe Dumnezeu? Cum poți tu să zici că îl iubesc pe Dumnezeu când tu urăști pe fratele tău care e aproape și-l vezi? Pe Dumnezeu nu-l vezi. Îl vezi numai prin mișcarea vieții mele și ale tale. Prin înțelepciunea care ți-o dă Dumnezeu. Prin vorbirea care ți-o vorbește prin tine. Dar nu, altceva nu vezi. Omenirea întreagă, statele politice și câte și câte, se urăsc de moarte. De ce? Pentru că vrăjmașul lui Dumnezeu din ceruri, care a fost izgonit astăzi în mijlocul nostru, și să știți că ei nu se ocupă de marfă ieftină, așa cum nu se ocupă nici Dumnezeu de pietre neprețioase. Și satana tot la fel face. Intră în familii fericite, să le facă nefericite. Fie din biserică, fie din lumea aceasta, în societatea în care trăim. Deci ăsta e rolul lui. Dar noi, totuși, trebuie să ne trezim. Dacă zicem aici, zicem că iubim pe copiii din Dumnezeu, păi trebuie să dovedim lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute, așa cum am pus aici întrebarea, acești 3.000 putea să fie salvați dacă își recunoștea vina. Nu a fost de vină numai groata asta, prestiția care s-a luat după evrei, nu. Pentru că dacă citim istoria de la cap la coadă, de câte ori spune Ștefan, i-au omorât pe toți prorocii, voi care ați primit legea prin înger dată și totuși ați făcut multe și multe și multe. Dumnezeu să ne ajute să ne sufletească cu putere ca să ne punem întrebarea unde am ajuns și ce facem, că azi e pentru noi această învățătură. Acești oameni care au făcut idoli, că s-a închinat, că nu s-a închinat, că a fost salvat și nu s-a salvat. Asta e istorie pentru noi. Dar această istorie ne salvează pe noi și ne trezește la o viață cu adevărat de creștini. Dumnezeu să se îndure de fiecare din noi și se îndure de toți care are inimă sinceră, așa cum a avut aceștia care și-a recunoscut vina lor și s-a întors la Dumnezeu și a scăpat și a intrat într-o țară unde nu e ca țara aceea, că Mântuitorul ne spune nouă, mă duc să pregătesc cu un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci nu mai ne spune că ne duce în Palestina sau ne ascultă evrei. Nouă ne spune că ne duce direct în cer. Și atunci, dacă ne spune că ne duce direct în cer, s-a dus să pregătească aceste locuri, cum trebuie să fim noi? Ne spune Petru, cum trebuie să fim pentru purtare sfântă și blavioasă, așteptând și pe bine. Aceste lucruri parcă mai puțin se văd între noi. Deci să ne ajute Dumnezeu să înțelegem aceste lucruri minunate și a Tatălui să fie slava și mărirea în veci. Amin.